Salut! Eu sunt Bogdan, el e Paul. Lucrăm la Bosch, pe partea de ADAS, deci Driver Assistance Systems, cu focusul pe dezvoltat soluții ce au la bază senzor radar. Cred că vine foarte bine prezentarea asta ca și o completare la prezentarea lui Cornel, prima prezentare, în sensul că o să putem arunca o privire așa under the hood la cum funcționează un radar. Noi lucrăm pe partea de driver assistance, deci pe mașini, dar aceleași concepte se aplică pe motociclete sau pe orice vehicul pe care l-ai monta. Da, dacă ar și merge. Ok. Ca și agenda, o să vedem prima dată cu ce input lucrăm și pe baza lui o să vedem mai departe cum formăm și cum trecuim obiectele în timp. Apoi o să discutăm puțin despre cum putem face o clasificare pe baza datelor radar. Iar mai apoi o să vedem imaginea de ansamblu și scopul final între conceptului de percepție radar. Bun. Deci în ziua de azi mașinile au o grămadă de senzori montați pe ele. Radarul e unul dintre ele. Radar vine de la Radio Detection and Ranging. E o tehnologie care se bazează pe emis niște unde. Aceste unde în drumul lor întâlnesc anumite obstacole. Da, se lovesc de ele și sunt reflectate înapoi către radarul nostru. Iar mai apoi, informația cărată de aceste unde este interpretată și putem deduce niște proprietăți ale obiectelor. Ca de exemplu, poziție, viteză, unghi și acest RCS, care e un indicator a cât de ușor este de detectat un obiect sau cât de puternic și cât de puternic este reflexia lui. Bun, dacă încercăm să vedem toată imaginea asta de sus, avem acel con care este field of view radarului și putem spune că acel punct verde este un punct de reflexie. Bun, pe baza lui putem crea un obiect și acest obiect o să moștenească atributele pe care le-am citit din acea locație, ca de exemplu o locație la distanță de 20 de metri cu o viteză, o anumită viteză, un anumit unghi și un anumit RCS. Bun, doar că scopul nu e doar să citim aceste reflexii, să tot creăm obiecte, ci să le stocăm și să le trecuim în timp. Pentru asta o să creăm cel mai probabil diferite atribute auxiliare care să fie de ajutor. Cum ar fi un ID unic de identificare, o vârstă sau un timp de când am început să trecuim acel obiect și diferite atribute precum lungime sau lățime. Bun, și mai departe ce se întâmplă? Ne putem imagina că radarul funcționează ca multe alte device-uri după un semnal de clock, deci va rula ciclu cu ciclu și la următorul ciclu vom primi un nou set de locații. Punctul ăla MOV e o nouă locație și o să comparăm proprietățile ei cu obiectul pe care l-am detectat la ciclu anterior. Și pe baza diferitor algoritmi ne putem da seama dacă acea locație poate fi asociată sau nu obiectului nostru. Dacă da, vom actualiza datele obiectului și se schimbă întreaga percepție acum. Există, desigur, și cazuri în care creăm obiecte noi sau cazuri în care, dacă un obiect nu mai este trecuit și nu mai are actualizări de la reflexii, îl vom șterge complet. O să las puțin pe Paul acum să vorbească de clasificare. Bun, salut, eu sunt Paul. O să preiau de la Bogdan partea cu clasificarea obiectelor. Thank you. Which one is it? Bun, ce facem mai departe? După ce am creat, putem să privim aspectul sau un
astfel de ciclu de radar, putem să-l privim ca o imagine în care avem efectiv mai multe reflexii, iar rolul nostru este să luăm aceste reflexii, cum a explicat Bogdan, să le creăm în obiecte, iar mai departe, pentru a avea, să zicem, o utilitate cât mai bună, noi vrem să facem o anumită clasificare pentru obiectele respective, astfel că vom reuși să descriem cât mai bine mediul înconjurător. Deci, ideal ar fi, practic, să vedem cu radarul cam ce putem să vedem și cu ochii atunci când suntem șofer. Deci să vedem copaci, mașini, biciclete și nu doar atât să vedem cum arată, cât și să putem să anticipăm mișcările sau acțiunile pe care le fac. Pentru că un om poate să ducă foarte ușor că mașina care merge în față va merge tot în față. Și atunci e foarte important să avem această clasificare, să știm diferența dintre o mașină, diferența dintre o bicicletă, și am pus aici un exemplu destul de basic în care dacă avem mult mai multe reflexii grupate într-un, noi spunem cluster, noi putem să spunem că dacă analizăm proprietățile lor și deducem că sunt foarte, foarte similare, putem să spunem, ok, bun, în acest caz avem un obiect care de fapt este mult mai mare. Iar prin comparație, dacă avem o singură reflexie care este mai mică, are niște proprietăți mai, să spunem, nu atât de ample, da? Deci o viteză de deplasare foarte mică, o suprafață de reflexie foarte mică, atunci putem să spunem, de exemplu, că ar putea să fie o bicicletă. Și acest lucru, practic, îl transformăm exact în stilul acesta. Cum funcționează partea asta de clasificare? Momentan, la noi folosim un statistical approach, în sensul în care plecăm de la o premiză de incertitudine maximă, dar spunem, e un obiect, e ceva acolo, e un obstacol, bun, nici măcar obstacol, e doar un obiect, după care facem niște deducții pe baza informațiilor obiectului respectiv, da, deci înălțimea poate la care se află, distanța, viteza cu care se deplasează, și putem să spunem, e un obstacol, adică în sensul că dacă merg în continuare o să mă lovesc de el, sau putem să deducem că este un non-obstacol, cum ar fi, de exemplu, un canal sau ceva care este suficient de mic ca și înălțime, astfel încât putem să trecem cu mașina peste el fără niciun fel de problemă. Și după care o dispare prezentarea, dar nicio problemă, că știu mai departe. Nicio problemă. După care putem să mergem pe un layer din ce în ce mai concret, astfel că, de exemplu, putem să avem... Ca și obstacole, putem să avem mai multe variațiuni. Putem să avem obstacole în mișcare sau obstacole staționare. No, obstacole în mișcare, la rândul lor, tot așa, putem să le clasificăm mai departe, pe un layer mult mai concret, în mașini, biciclete, pietoni și așa mai departe. Iar obstacolele staționare, de obicei, e mai greu doar cu radarul să poți să le clasifici într-un copac sau o clădire, dar este fezabil în funcție tot așa de suprafață de reflexie. Bun, de aici cred că să-i dau eu clicuri. Bear with me. Bun, nu, acum merge prea mult. Ok. Ia. Yeah. Ok, bun. O să las, să ajungem înapoi. Bun, deci esența părții este de clasificare, se referă la faptul că noi vrem să plecăm de la ceva cât mai abstract, da, care este o reflexie, să ajungem la ceva cât se poate de concret. Și chestia asta o facem se face momentan prin statistică, deci facem o colecție de date și pe baza la, să spunem, 1.000.000 de kilometri parcurși în care registrăm tot felul de informații, noi putem să deducem anumite comportamente ale obiectelor pe care le detectăm. Astfel că mașinile au un anumit comportament standardizat, au niște comportamente, cum să spun eu, vitezele standard cu care merg mașinile versus pietonii, cum merg, tipurile de scenarii în care întâlnim mașini versus când întâlnim pietoni și așa mai departe. Și noi încercăm prin chestia asta să facem o clasificare cât mai coerentă. Și eventual la următorul slide o să am o viziune de ansamblu pentru chestia asta, ca să înțelegem și până la urmă care este scopul. Deci, practic, aici avem o poză generică pe care o trimite radarul. Putem să-i spunem un snapshot, în care avem o sumă de reflexii
puse pe, no, pe field of view aleatoriu. Ori după ce aceste reflexii trec prin procesarea noastră de la perception, obținem o imagine mult mai clară asupra ceea ce se întâmplă. Deci putem să vedem că dintr-o serie de reflexii oarecare, putem să vedem că ne aflăm pe un anumit tip de drum, că avem o mașină în față care merge în față, că avem niște benzi cu mașini care merg în direcția opusă, că avem pe marginea drumului un guardrail, de exemplu. Bun. Cred că aici nu... Cred că nu e prezentarea care trebuie. Dar ceva nu e ok, că nu asta am aplaudat. Mă rog. No, ideea e că... Nu e nicio problemă. Ideea este că ce vom face cu treaba asta... Acesta reprezintă, practic, inputul pentru prezentarea pe care a avut-o colegul cu motociclete. De exemplu, pur și simplu, noi suntem responsabili să trimitem aceste obiecte clasificate astfel încât ei să poată să ia o decizie pentru funcțiile pe care le avem. Deci, practic, noi, prin faptul că spunem că avem o mașină în față, care va încetini, care nu știu ce, până la urmă, asta este inputul pentru ca funcțiile de pe mașină să poată reacționa. Dacă noi dăm un fail la a clasifica corect sau la a, nu știu, sau a deduce corect, pur și simplu vom obține un rezultat greșit și astfel putem să ajungem la o frână eronată sau o frână care nu este suficientă și toate cazurile. Deci, practic, rolul nostru este să ne asigurăm că această clasificare și acest tracking de obiecte funcționează cât mai precis. Și, desigur, acest sistemul radar funcționează în colaborare cu sistem de camere, cu sistem de lidar și așa mai departe, pentru a crește confidența. Deci toate lucrurile acestea nu sunt foarte posibile doar cu radar, sunt, dar avem limitările noastre, evident. Camera are altfel de funcționalități, radarul are avantajele lui. Bun. Cam atâta. Mulțumim! Mulțumim. Slide-urile numai să le aveam, deci oricumva, sau, nu știu. Dacă avem întrebări din sală? Da, stai să fug până acolo. Salut, mulțumim pentru prezentare. Ce informații preluați din cameră sau alte... ai spus tu că folosiți și alte sisteme pe lângă radar. Da, de exemplu, de la cameră putem să primim input-uri tot așa de, nu știu, de exemplu, putem să primim input că avem tot așa o mașină în față. De exemplu, spre deosebire de radar, camera nu știe să aproximeze foarte bine distanța la care se află, la care se află o mașină în față, pentru că nu are această capabilitate, că nu e același lucru cu a trimite o undă și a calcula cât timp durează până ajunge unda și se reflectă înapoi pentru a determina distanța, dar poate să știe mult mai bine că este o mașină, de exemplu, pentru că o procesare de imagine, evident, o să fie mult mai smart pentru a vedea, ok, acolo niște stopuri, acolo e mașină, cât de înaltă este și așa mai departe. Deci, practic, primim informații de tot felul de la cameră, tot așa putem să primim informații despre obstacole. O altă chestie foarte bună, de exemplu, poți să primești informații mult mai bune despre înălțimea anumitor obiecte. Știi că, poate radarul, de exemplu, dacă îți reflectă o undă în pământ, poate estimează greșit cam la ce înălțime se află, ori o cameră are o viziune destul de frontală și atunci poate să-și dea seama dacă o să lovești. Deci, în principiu, cam toate informațiile pe care poate să le furnizeze și pe care putem să le folosim. Mulțumesc! Cu drag! Da, mai avem întrebare aici. Salut! Oare prioritizarea obiectelor se face tot de către voi? Adică, spre exemplu, dacă ar fi human sau non-human. Ai o mașină în față și un pieton în dreapta. Întrebare de etică, deja. Nu, ce e cel mai prioritar de evitat în cazul în care apar în același timp? Stai să-mi lămuresc întrebarea. Te interesează mai degrabă prioritar, adică care... pentru care obiect să ai intervenția prima dată sau dacă, exact. dacă ai două evenimente în paralel, nu? Da, cam exact. Asta ar fi întrebarea. Da. Ok.
Știu că a fost acum, cred că anul trecut a fost un caz de genul pentru tot așa ceva flotă din America. Da. Care o mașină a luat decizia să treagă dreapta. Da, da. Dar în dreapta a fost și un pieton și l-a omorât. Da, 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 corect. Ok, this is a good question. În principiu nu facem noi decizia pe care obiect este mai prioritar, ci mai degrabă noi putem să-i dăm un fel de putem să facem un fel de, să zicem, să ajutăm la determina o criticalitate, dar nu putem să luăm noi decizia. Asta mai degrabă ține parte de funcție în sine, deci funcția care are rolul de a frâna. Știu că s-au făcut la un moment dat, s-au făcut ceva algoritmi pentru, special pentru chestia asta, în cazul în care vrei să ai o intervenție de frână, de exemplu, vei avea tot timpul în considerare dacă cumva mai ai și alte pericole iminente. Bine, acum, situația se poate complica dacă ai, de exemplu, un eveniment în față, unul în spate, că deja acolo e mult mai complicat când ai comunicare între senzorul din față, din spate și așa mai departe. Deci, da, întrebarea e super bună, dar e, cred că încă e de lucru la e că exact ajungem la partea asta de, știi, de etică și morală cu da. care obiectiv mai critic. Mai mult la partea de categorisire, da. Human sau non-human. Da, dacă e human sau nu, asta cu radarul mai greuț. În principiu, tot ce putem noi să detectăm e o mișcare. Poate am putea să zicem să extindem chestia asta, să zici că un cățel o să aibă o înălțime mai mică, dar și suprafața lui de reflexie propriu zisă e destul de mică și atunci e foarte greu să... Momentan sunt foarte mulți OEM care nu prea vor reacții pe animale, de exemplu. Sunt unii care, dacă e un cățel, au zis că neapărat interesați să funcționeze sistemul lor pentru asta. Mersi. Mersi și eu. Probabil că la chestia că cași din greșeală un pieton sau mă rog așa, o să fie dată vina pe AI și de fapt nu o să fie nimeni de vină, că oricum setul ăla de date gigantic și nimeni nu știe ce e acolo. Discutabil. Da. Vreau să fac o mică completare pentru că partea de funcții este făcută, am lucrat și eu pe ea. În principiu nu radarul, să zic așa, frânează, să zicem. Dacă avem două obiecte în fața noastră, radarul o să trimită mai departe o cerere de frânare. Cineva trebuie să gestioneze mai mulți senzori în așa fel încât să ia o decizie, să ia o decizie dacă poate să vireze, să ia o decizie dacă poate să frâneze, dacă sistemul de frânare este pregătit, că de asemenea pot să nu fii pregătit să frânezi, poate nu merge ABS-ul și nu poți să frânezi. Dacă două obiecte sunt identice, noi tot timpul vom încerca să evităm un impact. Asta este clar. Dar nu poți să iei o decizie să mergi spre altcineva, indiferent de cum este el clasificat. Ce anume, scuze? Da, o trimite către un, să zicem, în cazul mașinilor este ESP-ul, în cazul motocicletelor este ABS-ul. Și ESP-ul ia de asemenea date și de la ABS, de la sistemul de frânare, dacă poate. De asemenea, ia date poate și de la sistemul de steering, de direcție. Fiecare își calculează diferit și fiecare trimite câte o cerere. Și în interiorul sistemului se face o prioritizare. Acum, dacă tu ai deschis subiectul, în momentul în care, ok, decizi că vrei să frânezi sau, nu știu, mă rog, ocolești ceva, tu în momentul ăla mai și procesezi, adică dacă în momentul în care tu frânezi apare altă chestie, mai corectezi chestia aia sau zici, ok, acum sunt pe frână, asta e, ghinion, a l-o fă primul, știi, adică aveți chestia asta? Tot timpul va exista un sistem de prioritizare, de exemplu, nu poți să spui că am început să frânez și acum îi dau un sistem de avertizare că vine cineva din spate. Frânarea va fi prioritară pentru a evita un impact, a evita un accident. Da, la tipul frânării ai de mers în stânga ca să mai eviți nu știu ce. Păi deja frânezi ca să eviți impactul, nu mai e neapărat relevant. Cât timp se evită... Ai partea asta, adică tu în momentul în care te-ai pus să frânezi, asta e, frânezi, nu mai uite stânga dreapta. Încerci să eviți impactul, să zicem, încerci să eviți impactul, automat... Ceva, un stâlp în cealaltă parte. Mai eviți și pe ăla sau în tine?
Încerc să, în momentul respectiv, să zicem, nu poți să fii într-o situație de impact cu mai multe obiecte deodată, poate. La urma urmei, tu te uiți la obiectul din fața ta, care este în fața ta și acel obiect încerci să-l eviți. Sistemul, da, știe că sunt obiecte și în stânga și în dreapta. Că nu e ca și cum vezi doar o mașină din fața. Noi primim de la colegii de la Perception toate obiectele. Obiectele și în stânga și în dreapta. Și în baza deciziei respective, e, în, moment, în baza obiectelor, e o decizie. Ok, frânez pentru cel din față sau pot să trag dreapta. Dacă aș trage dreapta, aș avea un impact cu celălalt vehicul? Ce mi este mai ok? Fac în așa fel încât să evit impactul. Nu pot să mă duc pe cealaltă bandă și să am și acolo o coliziune. Ne oprim, că după aia devine filozofică discuția asta și nu vrem să intrăm în aia. Bun. Mai avem o întrebare, dar rapid, că după aia se termină panelul. Acest radar, acest dispozitiv, mă gândesc că folosește unde electromagnetice de o frecvență specifică, nu? Da, da. În funcție de generație și cât de mult au evoluat, da, au fost, nu știu, s-a început cu o frecvență mai joasă și după aia s-a tot avansat. Pare o chestie foarte faină cu niște rezultate foarte promițătoare, dar mă întreb dacă am două mașini în trafic, care amândouă folosesc același dispozitiv, probabil va exista interferență. Interferență, da, da. Există, cred că există... Nu știu exact dacă la noi, dar știu că există și niște algoritmi de tratat anumite interferențe. De obicei, când ai interferențe, reflexiile alea pe care le-am văzut că le primești vin un pic cu un, să zicem, un grad de ambiguitate foarte mare. În principiu, nu știu, niște unde care sunt interferate tot timpul au niște valori mai ciudățele pe care facem o plauzabilizare. Adică, pur și simplu, zicem, dacă ai în față, să zicem, trei reflexii de la o mașină și toate trei merg în față cu 10 km pe oră și încă una fix lângă care merge cu 30 de ani spre tine, știi, degenerează o discrepanță foarte uriașă și atunci poți să elimini chestia asta. Acum nu toate, asta cumva haos, interferențe, că nu știi cum e comportamental, dar în principiu există și un sistem de filtrare pentru ele. Și cam cât de multe mașini ar putea susține până când devine mult prea haotic? Good question. I would not know. N-aș ști să zic cât e too much. Mă gândesc că când o să ajungem la sistemul ăsta de full autonomous driving și toate mașinile o să fie blindate de senzori, sunt destul de sigur că o să apară și chestia asta în discuție. Și o să fie... Sună, adică acum că pui problema, s-ar putea să fie chiar foarte problematic. Da, it's a good question. Mulțumesc. Mersi și eu. Voi faceți chestiile astea programatic acum, dacă tot iar am... Adică din cod le faci câte reflexii și decizi că ai o scot. E că algoritmică? Da, este practic o... Da, e un loop prin toată... Prin toată lista de reflexii pe care primești. Dacă sunt 500 de reflexii, te uiți prin fiecare. Hai să o luăm. 1, 2, 3, 4, treci prin toate și în funcție de unde se poziționează și cum... Da. No, bun. Bine, haideți să-i aplaudăm pe Paul și pe Bogdan.